Bună ziua, dragii noștri cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii. Rolul, am putea spune, rolul maestrului în practica spirituală, calea maestrului spiritual. Astăzi vorbim alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea despre un maestru sufit, poate unul dintre cei mai mari, unul dintre cei mai cunoscuți, intitulat de altfel și Sultanul Cunoașterii, Ibn Arabi, și vă recomandăm cartea Înțelepciunii pe care o găsiți în cadrul acestei frumoase campanii despre rolul maestrului spiritual în practica spirituală. Cât de important este ghidul spiritual, călăuza, faptul că noi din punct de vedere spiritual nu putem evolua de unii singuri, așa cum aș face o comparație dacă avem niște probleme de natură emoțională, niște traume sau niște tipare disfuncționale, nu ne putem vindeca de unii singuri, cum spunea un autor foarte drag mie, Harvey Hendrix, în cartea Primește iubirea pe care o dorești, din colecția Pas în 2 de psihoterapie de cuplu. Noi ne vindecăm, suntem răniți, dar de asemenea ne și vindecăm în relații, și atunci o persoană, să spunem, cu tulburări emoționale se vindecă la psiholog, la psihoterapeut, nu o face de unul singur, așa cum cei care sunt pe acest drum al dezvoltării personale și al evoluției spirituale au nevoie de un ghid, de o călăuză. Și aș mai adăuga, noi am mai discutat cu alte ocazii, faptul că în viața discipolului, maestrul nu apare oricum. Apare în momentul în care discipolul este pregătit, da? Și dispare la un moment dat când discipolul ajunge la un nivel de înțelepciune și la un nivel de evoluție spirituală, în așa fel încât nu mai are nevoie de învățătura maestrului. Da, cred că ar trebui să pornim de la problema importanței maestrului spiritual. Importanța maestrului spiritual este capital. Nu se poate fără el. De ce? Pentru că, așa cum spuneați, dacă din punct de vedere psihologic vorbim, o disfuncție, o incomoditate psihică, un eveniment oarecare care ne-a tulburat, a ajuns la niște parametri în care este nevoie de o redresare, vă dați seama că dacă aveam această capacitate în noi, n-am fi ajuns în situația de criză. Din punct de vedere spiritual, sigur că lucrurile sunt ceva mai complicate. Se spune despre maestrul spiritual că nu tu îl găsești, fiind în căutare. Aspirația, intenția ta care s-a transformat în aspirație spre absolut și care este irepresibilă până la urmă ca om, pentru că nu există decât homo religiosus, cum spunea Iliade, nu există homo profanus. Această aspirație pe care o ai, sigur că ea te duce pe un drum, pe o cale. Ori, calea aceasta este ca orice drum, dificil până la urmă, sigur, presupune anume itinerarii spirituale pe care nu te poți descurca singur. Dacă ar fi fost așa, n-ar fi fost nevoie, n-am mai fi vorbit de progresie sau de înduhovnicire, de progresie spirituală sau de înduhovnicire. Și atunci, este o vorbă în sufism foarte bine cunoscută: nu discipolul își caută și își află maestrul, ci maestrul își alege discipolul. Sigur, pregătirea noastră și mentalitatea noastră europeană digere greu un asemenea adevăr. Pentru că cineva ar putea să întrebe foarte simplu, dar de unde știe maestrul de tine? Păi tocmai asta este. De asta este maestrul spiritual, pentru că el știe de tine. Vedeți, acum câtva timp am scris pe Facebook un mic text ca să pun la punct anumite lucruri în ceea ce privește chiar un maestru spiritual. Și acestui mic text, acestui mic studiu, am dat numele inspirat de
titlul unui studiu al lui René Guénon, Sens aparent și sens ascuns. Și acolo, tocmai acest lucru îl explicam, într-un fel, și anume, maestrul spiritual este cel care oricum te cunoaște mult mai mult decât te cunoști tu pe tine. Așa cum spune René Guénon în cele două cărți fundamentale despre inițiere, implicit și despre maestrul spiritual și apărută la editura Herald în colecția Filosofia Perennis, și anume Scurtă privire asupra inițierii și inițierii și realizare spirituală, cele două volume, rolul maestrului spiritual este acela de a trezi în tine maestrul spiritual interior. Sigur, și aici survine o întrebare. Bine, dar dacă am în mine acest maestru spiritual, de ce mai e nevoie să-l caut în afară? Pentru că viața noastră și mai ales viața noastră psihică, sufletească, acoperă într-un anume fel pe acest maestru spiritual care îl avem în interior și care, în ultimă instanță, în esență, nu este decât Dumnezeu. Este prezența lui Dumnezeu în noi. Această prezență noi a lui Dumnezeu o găsim admirabil, așa cum am mai spus-o, pentru că acolo poate este textul sacru cel mai lămuritor din acest punct de vedere. Este vorba de Chandogya Upanishad, unde se spune că Brahma se află în Brahma pura care se află în tine, adică în cetatea lui Brahma din tine, locul acela cel mai mic, nu, în care lucrurile încep să dispară până la urmă, nu mai există spațiotemporalitate, pentru că ai în tine sămânța eternității, prezența lui Dumnezeu în tine. Despre aceasta este vorba. Acesta este acel, cum spune René Guénon, guru, în tradiția hindusă, călăuzitor, ghid spiritual, acela este învățătorul spiritual pe care l-ai în tine. Și el trebuie trezit de cineva. Dacă tu ai putea să-l trezești singur, lucrurile ar fi foarte simple. De exemplu, ca să atingem și acest aspect e foarte important, al primului capitol din înțelepciunea, Cartea Înțelepciunii, adică din Fusus al-Hikam sau Înțelepciunea Profeților în diferitele forme ale înțelepciunii, ca diferite forme ale înțelepciunii divine, al Ibn Arabi, Adam, de exemplu, care a fost învățat direct de Dumnezeu, care sunt numele lucrurilor și așa mai departe, deci toată știința era în el, el nu avea nevoie de inițiere. El nu avea nevoie de inițiere, de ce? Pentru că el era de la început cunoscătorul tuturor lucrurilor, a celor interioare și a celor exterioare. Pe când noi, odată plecați în creație, așa cum știm, după mitul biblic și nu numai, sigur, și după cel coranic, nu? Și așa mai departe, odată plecați în lume, sufletul care devine interfața între adâncul din noi, spiritual și lume, sigur că într-un fel ecranează această relație directă. O ascunde această relație directă a noastră cu divinitatea. De ce? Pentru că trebuie să ne adaptăm lumii manifestate. Simplu, cum să spun, un spiritual ajuns, un yogi, nu? Cel care a ajuns la unirea cu Dumnezeu. Cel care a ajuns la unirea cu Dumnezeu, el încă mai are trup, el încă mai trăiește. Ceva în el încă se mai menține pentru a-i duce la bun sfârșit această posibilitate care este existența lui. Și atunci, cel care este plecat pe o cale spirituală are nevoie de un ghid. Nu se poate fără ghidul spiritual. Această intrare pe cale, adică numai aspirația, nu este suficientă. Așa cum buna credință nu este suficientă, trebuie să ai și știință, nu numai buna credință. Nu? Nu este suficient. Și nu este suficientă pentru că, vedeți, legătura aceasta cu Dumnezeu este una personală, dar este extrem, extrem de diversificată. De aceea se spune în sufism, în tasauf, fiecare discipol și fiecare călător spiritual pe această cale, nu? Tarika, este o cale spirituală, fiecare are drumul lui. Este ca un munte în vârful căruia se află adevărul suprem care este Dumnezeu, și fiecare merge pe câte o potecă, merge pe câte un drum.
se pot intersecta drumurile, dar nu există un singur drum pentru doi măcar din acești aspiranți. Și atunci toate drumurile până la urmă vor duce sus, așa cum toate drumurile duceau la Roma, știți? Toate drumurile vor duce sus spre acest adevăr. Fiecare pe calea lui. O cale mai prăpăstioasă, mai dificilă, alta mai lină, în funcție de disponibilitatea interioară. Or om, nu oricine poate să-și cunoască disponibilitățile interioare. Maestrul spiritual, acesta este rolul lui. El te cunoaște fizic, psihic și spiritual. Și atunci, el te cunoaște de ce? Pentru că el are această legătură continuă cu Dumnezeu. Ceea ce se spune în islam, șaihul, adică maestrul spiritual, murșid, cel care te conduce pe cale, este degetul lui Dumnezeu pe pământ. El îți arată unde să mergi, el pune degetul în locurile tale calitative, superioare și ți le trezește. El este cel care face această operă, care are o structură, am spune noi, asemenea structurii alchimice, nu? Și el produce în tine ceea ce trebuie să se producă și ceea ce tu nu poți să produci. Există în spiritualitatea occidentală, europeană, exista în evul mediu acea triadă de care noi am mai vorbit. Lectio, meditatio, contemplatio. Erau trei stadii prin care trebuia să treci. Lecția este pregătirea teoretică, dogmatică, dacă vreți, a doctrinei. Și ea are loc la începutul plecării pe o cale spirituală. Ce face maestrul spiritual? Care este rolul lui aici? Rolul lui este, după ce te-a cunoscut și te cunoaște foarte bine pe tine, îți cunoaște comportamentul chiar, ceea ce ai vrea să faci, ceea ce ești capabil să faci, nu? Atunci el îți pune, ca să spun așa, la dispoziție modul cel mai potrivit pentru tine de a cunoaște doctrina, de a cunoaște învățătura de la un capăt la celălalt. În funcție de perspectiva prin care trebuie să o accesezi, în funcție de disponibilitățile tale interioare, în funcție de sensibilitățile pe care le ai, de vulnerabilitățile pe care le ai și așa mai departe. De asta este o operă, o acțiune extrem de importantă. După care ți se acordă, dacă totul merge așa cum trebuie, inițierea. Inițierea este un lucru foarte precis și foarte, cum să spun eu, bine descris de René Guénon. Ea presupune câteva elemente care sunt indispensabile, fără de care nu putem vorbi de inițiere. Unul este maestrul spiritual autentic. Pentru că în ziua de astăzi știm cum sunt atâția profeți falși, sunt și foarte mulți maestri spiritual falși. Așa. Nu trebuie să ne gândim neapărat la un arier panse, așa, cum să spunem, că sunt neapărat escroci toți. Nu, pot fi de foarte bună credință, dar asta nu rezolvă problema. Nu? Prin urmare, acest maestru spiritual pe care te-a ales știe ce îți este necesar. Și atunci, în această pregătire, el, de fapt, nu face altceva decât să te sensibilizeze pentru acel moment în care îți face legătura indirect, dacă vreți, prin influența spirituală cu divinitatea. El te deschide, de aceea se și numește inițiere. El te deschide, îți pune picioarele ca la un copil care învață să meargă, îi pune picioarele pe drum și îl învață să se țină pe acest drum. Și asta este prima parte. Am o întrebare. Cum ar trebui să fie făcută această inițiere? Și aici mă gândesc la două aspecte. Unul teoretic, da? În sensul în care noi putem să luăm la cunoștință, să acumulăm informații din cărți. Tot făceam referire la Cartea Înțelepciunii a lui Ibn Arabi. Putem să primim informația oferită de un maestru spiritual prin intermediul cărților,
Pentru că e firesc și logic. Dacă a trăit acum 1000 de ani sau 2000 de ani, nu avem contact direct, da? Ci mijlocit prin intermediul cărților. Pe de altă parte, există și varianta aceasta, hai să o numim fizică, în care maestru spiritual autentic, așa cum ați spus, ne găsește și pornim împreună pe cale. Da. Care este diferența dintre partea teoretică și partea practică? Pentru că de cele mai multe ori chiar mă gândeam la acest aspect, la faptul că pentru maestrii spirituali care nu mai sunt printre noi și avem toată înțelepciunea lor prin intermediul cărților, mă gândeam acum, mi-a venit în minte un exemplu care nu are legătură neapărat cu discuția noastră, dar citindu-i cărțile și interviurile, mi-am dat seama că lucrurile pot sta și în alt fel. E vorba despre Ramana Maharshi, care oferă prin tăcere, deci prin tăcere oferă înțelepciune și de cele mai multe ori neofitul, inițiatul, mai degrabă aș spune aspirantul, da? Sigur. Își dorește să primească, pentru că asta e tiparul lui mental, își dorește să primească cât mai multă înțelepciune. Și înțelepciunea asta vine de cele mai multe ori atunci când maestrul trăiește, vine pe cale orală, prin ceea ce îi spune, sau, uite, cum spuneam puțin mai devreme, prin tăcere. Și el trebuie să înțeleagă toate dedesubturile și toate subtilitățile acelei tăceri. Pentru că nu este tăcerea, cum să spun, nu este tăcerea prostului, da? Tac pentru că nu am nimic cuvântului. Tac pentru că nu am nimic de spus, ci tac pentru că tăcerea mea este mai importantă decât ceea ce aș spune și probabil că prin tăcere vei putea înțelege mai multe lucruri decât prin ceea ce eu îți spun pe cale orală. Asta este incontestabil. În acel mic studiu pe care le-am pus pe Facebook, tocmai asta explicam. Nu toate lucrurile pot fi explicate, nu toate lucrurile sunt exprimabile și pentru asta este unul din motivele principale pentru care avem nevoie de maestru spiritual. Gândiți-vă că același lucru pe care îl spune Ibn Arabi în cartea lui scrisă acum 800 de ani, ți-l spune un maestru spiritual. Nu este tot una ca să-l citești, acel fragment, și să ți-l citească maestru spiritual. Pentru că diferența între cele două este uriașă. Maestru spiritual îți transmite influență spirituală. Cu alte cuvinte, pătrunzi în text datorită lui. El îți facilitează, el îți deschide poarta înțelegerii. Diferența este uriașă pentru că această influență spirituală, care este un lucru, cum să spun, fără de care nu există progresie și în duhovnicire, progresie spirituală și duhovnicire, această influență spirituală, cum se poate explica? Este coborârea lui Dumnezeu către servitorul său, se spune în tasauf. Omul nu poate realiza nimic, nici din punct de vedere spiritual, dacă Dumnezeu nu coboară spre el. Și aici, în tasauf, avem unul din haditurile foarte importante, și anume, acela când Dumnezeu spune, este un hadit cuți, când spune, nimic nu mi-a plăcut mai mult la servitorul meu decât el să facă ceea ce eu i-am sugerat, nu l-am obligat, i-am sugerat. Și atunci, când el face un pas către mine, eu fac 10 către el. Și când face el 10 pași către mine, atunci eu devin auzul cu care aude, văzul cu care vede, mâna cu care atinge și piciorul cu care merge. Deci, atenție, realizarea aceasta, contactul acesta cu divinitatea se face la mijloc, cu drumul, aș spune eu așa, în mare. Deci este coborârea lui Dumnezeu. Coborârea aceasta lui Dumnezeu, influența aceasta, poate să vină dintr-o carte, dintr-un text, așa cum spuneați, maestru respectiv este mort de mult. Dar nu trebuie să uităm un lucru, că pentru asta, pentru acest text, trebuie să ai în spate un maestru spiritual care ori ți-a trezit maestru spiritual interior și atunci ai acces la înțelegere reală, autentică, ori este viu și el te conduce realmente pe cale.
Nu există autoinițiere. Așa ceva nu există. Pentru că maestrul spiritual te duce pe o cale care nu este... Tu mergi pe calea aceea, dar ea face parte dintr-un anume mod de a merge pe cale. Și acest mod de a merge pe cale pornește, acest mod este prezent în umanitate încă de la apariția profetului Muhammad în Islam. Toate liniile, ordinele inițiatice pornesc de la profetul Islamului. Toate. De ce? Pentru că asta a fost misiunea lui. Pentru asta este mesagerul lui Dumnezeu. Și pentru asta toți șuiucii, pluralul de la șeih, toți șuiucii care au condus și au creat tot felul de ordine inițiatice, n-au făcut decât să adapteze mersul acesta pe cale la diferitele condiții ale umanității din perioadele respective. Deci nu se poate fără maestru spiritual, nu se poate de unul singur. Pe lângă asta, noi știm că există, de exemplu, dar există și în cabală, de exemplu, amintit, un lanț inițiatic. În Islam acesta se numește silsilah. Este lanțul inițiatic în sensul că inițierea aceasta prin inițiere, în momentul în care ai primit inițierea, faci parte dintr-o linie, dintr-o asemenea modalitate, cum am spus, fie ea șadilită, alauită și așa mai departe. Adică este un mod precis pe care mergi pe cale. Nu este ceva pe care îl găsești tu, dar tu mergi pe modul acesta în felul tău. Și ăsta, maestru face această apropiere între modul general și mersul tău, care este o operațiune, să spunem, spirituală, particulară, individuală. Această armonizare o face maestru spiritual. Tu nu poți să o faci singur. De ce? Pentru că, așa cum spuneați foarte bine mai devreme, este capitală transmiterea suverană, transmiterea orală. Cărțile nu pot cuprinde totul. Cărțile pot transmite influență spirituală în moduri excepționale, dar aceste moduri excepționale nu depind de text, depind de cel care receptează textul. Prin urmare, maestrul spiritual este cel care te leagă la acest lanț inițiatic. Tu mergi împreună cu alții pe drumul tău, dar este o progresie a mai multora care folosesc aceeași metodă, care folosesc același mod general de avansare spirituală, de realizare spirituală, dar, repet, fiecare are poteca lui, fiecare are drumul lui, pentru că nu suntem doi la fel. Nu suntem doi la fel. Ăsta iarăși este rolul maestrului, care într-o comunitate, într-un ordin inițiatic, unde toți sunt frați, fucara, cum se numesc, este pluralul de la fakir, frați din punct de vedere spiritual, care merg pe aceeași cale și care fac parte din același ordin. Și cu toate astea, maestru, ei nu fac același lucru toți. Există o parte comună, dar există și o parte individuală, pentru că maestru spiritual ține cont de fiecare din discipolii lui, fiecăruia îi dă, știe în ce stadiu se află pe acest drum, îi dă ceea ce îi trebuie ca să poată avansa. Apare și cazul în care, așa cum spuneați dumneavoastră, nu mai este nevoie de maestru. De maestru este nevoie întotdeauna. Numai că atunci când nu mai e nevoie de maestru, înseamnă că maestrul tău este direct Dumnezeu. Dar sunt și alte situații în care, de exemplu, un maestru își conduce discipolul până la un anumit stadiu, după care el știe că trebuie să schimbe maestru discipolul. Și el știe cine este următorul maestru care îl preia și îl duce mai departe. Asta se mai numește și un gest de generozitate spirituală. Aici nu încap orgoliile. Nu încap orgoliile niciodată și sub nicio formă. Totul este spre binele discipolului, ca el să ajungă. Un maestru spiritual este un inițiat care a ajuns la un grad de realizare spirituală certă, nu așa cum spun alții, oricât ar fi ei de celebri, de cunoscuți, mai bine zis, și anume că el a realizat totul. Nu trebuie să realizeze totul, trebuie să realizeze foarte solid, să ocupe o anumită stațiune
și să fie stăpân pe acea stațiune. El poate nu merge până la capăt la identitatea supremă. E posibil să nu meargă. Dar el este misionat ca să îi ajute pe ceilalți. Pentru că nu toți maestrii spirituali, noi când vorbim de maestru spiritual, întotdeauna vorbim și de discipol. Dar uitați, Ibn Arabi. Ibn Arabi nu a creat nici un ordin spiritual. Cel mai mare maestru al islamului. De ce? Pentru că misiunea, aici funcțiunea, misiunea sunt extrem de importante. Pentru că funcțiunea lui, el având o funcțiune aproape absolută în materie de inițiere, pentru asta este și numit pecetea Sfințeniei Muhammadiene, cu alte cuvinte, este cea mai înaltă prezență la care noi avem acces după profet, după profetul Muhammad, la Ibn Arabi. Nu? Misiunea lui a fost ca să facă cunoscut așa cum spuneați. Deci el s-a ocupat de acea parte de lecție, cum spuneam noi, cuprinzând în opera lui uriașă, nici acum nu se știe exact câte tratate sunt, între 800 și 900 de tratate, dintre care două sunt uriașe. Unul este Futuhat al-Makkiyah, care este absolut imens și care se ocupă de tot ceea ce înseamnă inițiere, de tot ceea ce înseamnă doctrină, și un alt tratat extrem de important, cei mai mulți dintre maestrii, dintre exegeți spun că este cel mai important al lui tratat, este cel care la noi s-a tradus, ca să spun așa, într-o formulă parțială, printr-o alegere de profeți, și anume Cartea Înțelepciunii sau Fusus al-Hikam, Cartea Înțelepciunii Profeților. Acolo avem un tipar general al maestrilor spirituali în această carte, în acest tratat al lui Ibn Arabi. De ce? Pentru că există 27 de mari, ca să spunem așa, modalități de realizare spirituală, în sensul că toate duc la identitatea supremă, la identitatea supremă fiind ceea ce numim în hinduism moksha, eliberarea și unirea, yogi, unirea cu divinul, revenirea la divin, revărsarea din nou în divin de acolo de unde am pornit. Știți? Acești 27 de profeți sunt 27 de modalități. Atunci când vorbește despre maestrii lui spiritual, Ibn Arabi spune, cu tare maestru s-a format la piciorul lui Aisa, lui Said Naisa, la piciorul lui Isus. Cu tare maestru, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că între funcțiunea lui Isus Hristos, a Domnului Isus, din perspectivă islamică, da? Și această modalitate spirituală de avansare pe cale spre perfecțiune și desăvârșire, există o legătură, cum să spun eu, esențială. Prin urmare, poți să înaintezi spiritual după modelul, să spunem, Iisus, dar nu ceea ce înțelegem, repet, prin Domnul Iisus în creștinism, ci prin viziunea islamică asupra lui. Alții pot merge pe o cale a lui Set, alții pe o cale a lui Idris. Pentru că, vedeți, eu am explicat odată această carte a înțelepciunii, titlul acesta, Fusus al-Hikam. Fusus este pluralul de la Fas. Fas este montura unui inel. În montura unui inel, ce se pune? O piatră prețioasă. Piatra aceasta prețioasă simbolizează înțelepciunea divină. Ori înțelepciunea divină are o infinitate de fețe. Pentru că atunci când vorbim despre ea, noi ca oameni nu ne putem referi decât la o formă a ei. Nu putem avea, nu avem capacitatea totalității ei. Este imposibil, suntem oameni. Și atunci Dumnezeu trimite profeți, acești 27 de profeți, care arată 27 de fațete ale înțelepciunii divine. Și asta este sensul titlului cărții, tratatului. Prin urmare, Ibn Arabi spune la un moment dat, și asta cred că o spune chiar într-un capitol din Futuhat, capitolul 500 și ceva, spune așa, majoritatea marilor maestri spirituali s-au format la piciorul lui Said Naisa. Adică el spune, inclusiv el, că
modul lui de realizare spirituală este unul hristic. Atenție, e foarte important. Știți că am vorbit de nenumărate ori de această legătură și continuitate perfectă între cele trei tradiții, dar mai ales între islam și creștinism. Iată că o spune cu subiect și predicat Ibn Arabi. Cei mai mari maestri spirituali s-au format la piciorul lui Said Naisa. Vedeți ce important, ce importanță colosală inițiatică are Domnul Iisus în islam. Nu? Alții au mers pe o altă cale. Care sunt căile sau care este calea care se apropie cel mai mult de ceea ce înseamnă un sfârșit de ciclu de umanitate? Cea lui Idris, cea lui Enoch. Enoch e Idris în islam. Cea lui Idris. De ce? Pentru că Ibn Arabi spune Idris este tipul Idris, este tipul ultimului om care se naște în acest ciclu de umanitate. Lucrurile merg puțin spre rasa galbenă. Nu merg mai departe cu detalii, că ne îndepărtăm. Prin urmare, prin cele 27 de pietre prețioase, care sunt de fapt 27 de fațete ale acestui, ale acestei pietre prețioase de pe inelul lui Dumnezeu, să spunem, nu? Dumnezeu pune la dispoziție modalități de a ajunge la el. Este gestul suprem de milă, de milostivire, de misericordie divină. Ori asta se face prin maestru spiritual. Mai este un lucru important. Sunt cei doi sultani de care vorbim în Tasawuf. Sultanul cunoașterii, care este Ibn Arabi, sultanul iubirii, care este Jalalul din Rumi. Aici este vorba de complementaritate. Nu este vorba de două căi diferite, ci de o modalitate comună sau, dacă vreți, o sinteză, o simbioză între cele două. De ce? Pentru că este de neconceput cunoașterea fără iubire și iubirea fără cunoaștere în materie de practică spirituală. Ele stau amândouă pe aceeași bază, care este acțiunea rituală, adică ritualul obișnuit. Nu este de conceput ca un maestru spiritual să nu înceapă cu tine, ca discipol, observând cum anume respecti practica simplă, obișnuită, șeriatul, cum se spune în islam. Trebuie să le faci pe toate cât mai bine cu putință. Perfecțiunea nu există în lumea noastră, e numai la Dumnezeu, dar cât mai bine și cât mai potrivit cu putință. Pe ele stau, deci ele nu pot fi ignorate. Sub nicio formă. Așa cum mari călugări, știm, nu, mari trăitori, nu? Erau oameni ai rugăciunii, ai postului, cum să spun eu, a tainei fundamentale a creștinismului, pe care ei, prin care ei ce făceau? Nu făceau altceva decât să spiritualizeze, ca să zic așa, virtuțile de care noi vorbim în plan etic. E, nu există planul etic propriu-zis dacă el nu are un fundament spiritual. Adică nu poți să fii bun așa pur și simplu pentru că ești tu bun. Nu, nu, există o legătură între bunătatea ta și bunătatea lui Dumnezeu. Este o aplicație în lume a bunătății lui Dumnezeu, a milei lui, a iubirii lui. Și atunci această întrepătrundere între cele două modalități mari pe care noi știm, fac o mică paranteză, le cunoaștem din tradiția hindusă când se vorbește de cele trei căi de realizare spirituală, și anume prin acțiune rituală, karma marga, prin bhakti marga, prin iubire, și prin jnana marga, prin cunoaștere. Dar ele toate sunt împreună. Că există căi predominant de cunoaștere, este adevărat, dar e numai predominant. Celelalte două nu lipsesc. Celelalte, cel puțin prima în niciun caz nu lipsește. Ce vreau să spun prin asta? La Ibn Arabi, de exemplu, pentru că l-ați amintit și vorbim despre Ibn Arabi, la Ibn Arabi, cum se manifestă despre cunoaștere e foarte clar. Este limpede că este vorba de o jnana marga, ca să spun așa. Dar atunci, unde găsim iubirea? Păi Ibn Arabi are unul dintre cele mai tulburătoare, dacă vreți, tratate, texte, cum vreți să spuneți, despre iubire. Și această carte se numește, nu este tradusă la noi în limba română,
Poate odată o să vedem cine o să poată face, o să facă lucrul ăsta, pentru că este foarte voluminoasă. Este vorba de tratatul lui sau de cartea lui numită Tarjuman al-Ashwaq, interpretul dorințelor arzătoare, ale iubirii care capătă valențe divine. Asta se leagă de un anume moment din viața lui Ibn Arabi. Ibn Arabi, fiind la nu știu câte la pelerinaj la Mecca, a întâlnit o tânără persană de o frumusețe interioară și exterioară absolut unică, și atunci i-a inspirat această iubire, cum să spun eu, în dimensiune divină. Și a scris acest volum, e un compendiu până la urmă, cu toate fațetele pe care le poate avea iubirea, nu? Și ca să vedeți că ele nu se despart una de alta, așa cum găsim cunoașterea în Mathnawi de atâtea ori, în Fihi ma Fihi, în tratatul în proză, ca să spun așa, a lui, în poezia de dragoste către spirituală către Shams din Tebriz, nu? Și acolo sunt o serie întreagă de elemente care țin de doctrină și de cunoaștere. Pur și simplu. De asta spuneam că ele nu pot fi separate. Ele nu pot fi separate. Ce este iubirea? Iubirea este combustia cunoașterii. Maestrul spiritual îți imprimă un anume mod de a se descătușa toată această activitate, toată această afectivitate pe care o avem în mod natural, în mod firesc, de a se descătușa în sensul de a se separa de tot felul de mici dependențe care o țin de lucruri mărginite și contingente, că ea e eliberată să capete o formă pură. Și aici avem în islam, este pomenit numai de două ori, Majnun și Laila, poetul nebun din iubire, și Laila, verișoara lui de care era îndrăgostit. Ceea ce vreau să spun aici este că este extrem de important faptul să observi că această iubire între poetul nebun din iubire și Laila se bazează pe, sau are ca principal motor, absența ei. Pentru că și Dumnezeu este o aparentă absență. El fiind peste tot, ți se pare că e nicăieri sau că e undeva, dar nu e accesibil. Maestrul tocmai asta face, profită sau îți formează o asemenea combustie încât tu, în doza care ți este necesară, să poți înainta spre Dumnezeu. Este o temă uriașă. Uriașă. Este foarte greu să spui câteva cuvinte despre maestrul spiritual, pentru că el este degetul lui Dumnezeu pe pământ. El este cel care te duce de mână. El este cel care te duce de mână spre Dumnezeu. Te știe dacă este lângă tine sau nu, dacă îl vizitezi des sau îl vezi foarte rar. Nu are importanță. Legătura între discipol și maestru spiritual este continuă. Îți creează acea sensibilitate intelectuală de care am vorbit de atâtea ori, încât de multe ori te surprinde la începutul mersului pe cale, te surprinde și subtilitatea pe care dintr-o dată ți-ai manifestat-o spontan, dar ea nu este un efect al efortului tău, ci al acestei activități din interiorul tău în care maestrul este prezent. Nu? Maestrul mai înseamnă ceva, este și o formă a acelui principiu pe care l-avem în creștinism, de la Toma de Kempis, nu? Imitatio Christi. Aici avem imitatio profete. Imitarea profetului Muhammad. Este important să fim atenți. Vedeți? Un discipol, când are un maestru lângă el, este atent continuu la absolut tot ce face maestru. Vorbeați de tăcere, este cea mai grea școală, să știți. Cea mai grea școală, pentru că acolo maestru, și ați observat impecabil, acolo maestru spune ceea ce nu este exprimabil.
Și acolo trebuie să ai capacitatea să captezi. Eu nu mă pot ridica la așa ceva, dar am o experiență din punctul ăsta de vedere, spunând că din întâlnirile pe care eu le-am avut cu Vasile Lovinescu, am spus-o de mai multe ori, poate că cele mai importante lucruri le-am aflat din tăcerile dânsului, care erau de intensitate amețitoare. Foarte greu la început de suportat, dar este o școală extraordinară. Maestru tace atunci când, așa cum spunea, lucrurile devin inexprimabile. Ibn Arabi are o altă metodă, ca să spunem așa, pentru că e vorba de un text scris. Și acolo n-are cum să tacă. Sigur, el tace când nu mai scrie, dar el are altă metodă să-ți atragă atenția. La un moment dat, la un anumit punct, spune vers. Și îți dă o poezie, care, dacă o citești acum, eu știu, mai ales într-o traducere, sincer, așa la prima vedere, zici, doamne, nici poate să fie poezia asta, că acum știm că poezia, poezii are un anume limbaj, are o anume transmitere, are o anumită formă, îți creează o anumită sensibilitate la anumite amănunte. Nu, este ceva, cum să spun, foarte greu de digerat, dar este momentul în care el nu mai poate exprima în proză, dacă vreți, nu mai poate exprima discursiv ceea ce spune. Și atunci spune vers. Și dă și cum sunt 40 ceva de modalități de prozodice și îți spune și vers. Și atunci îți dă un vers, el are un nume așa, și atunci îți dai seama, dacă ai început să te obișnuiești cu lecturile lui, îți dai seama că trebuie să fii foarte atent și să citești acea poezie de câteva ori și dacă ai calitatea interioară, ai zice și un pic de șansă, așa, încep să intuiești de ce s-a oprit acolo. Asta mă duce cumva cu gândul și la faptul că adevărul nu e spus așa oricum. Și nici oricui, spus, scris și așa mai departe. Și mă gândeam și la faptul că în Sfintele Scripturi Domnul Iisus Hristos, în momentul în care spune niște adevăruri, le spune nu prin poezie, cum face Ibn Arabi sau Rumi, dar le face prin pilde, prin povețe, prin parabole, da? Și de cele mai multe ori când suntem la prima citire, da, s-ar putea să nu înțelegem. Poate la a doua, la a treia, să înțelegem subtilitățile, până la urmă și lingvistice, nu doar legate de înțelepciune, ce a vrut tâlcuirea, ca să spun așa. Ce a vrut să spună. Foarte multe straturi pe care poate fi înțeleasă o parabolă. Ea până la urmă este o scară. Pe măsură ce înaintezi spiritual, aceeași parabolă o vei vedea altfel, diferit. Te va înălța altfel. În funcție și de nivelurile de înțelepciune pe care le-ai accesat odată cu trecerea timpului și cu înțelegerea lucrurilor. Dragii noștri, a fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghionde. Am vorbit despre rolul maestrului în viața noastră, în practica spirituală, făcând recomandare de carte. Este vorba despre Ibn Arabi, Cartea Înțelepciunii, carte pe care o găsiți pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei frumoase campanii despre maestrii spirituali. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Ne vom mai reîntâlni cu domnul profesor Teodoru Ghionde, vorbind despre alți maestri spirituali precum René Guénon, Rumi și alții. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!